Ministrul Economiei Dănuț Andrușcă iese la atac după afirmațiile lui Țuțuianu. Nu mă pot ei denigra, cât pot eu rezista. Andrușcă susține că atacurile care au apărut în ultima vreme în spațiul public la adresa sa vin din partea unor grupuri de interese. În spațiul public au apărut și sunt convins că vor continua să apară o serie întreagă de atacuri la adresa mea. Unele sunt politice, altele sunt personale. Toate vin însă din zone gri și reprezintă diverse grupuri de interese. Nu voi ezita să-mi apăr onoarea și demnitatea, inclusiv în instanța de judecată, împotriva tuturor celor care abuzează de decența mea și folosesc tot felul de injurii, precizează ministrul economiei într-o postare pe rețelele de socializare. Andrușcă mai scrie că toate aceste atacuri recente nu l-au drept miză principală pe el, ci vizează de fapt grupul celor care au decis să-l susțină pe președintele PSD, Liviu Dragnea. Spre deosebire de cei care le-au comandat și le execută, eu sunt și voi rămâne un jucător de echipă. La final, o concluzie, nu mă voi lăsa intimidat de reprezentanții acestor grupuri de interese. Nu mă pot ei denigra, cât pot eu rezista, a adăugat ministrul economiei. Declarațiile ministrului vin după ce în presă au apărut mai multe stenograme dintr-o ședință de partid, în care vicepreședintele Adrian Țuțuianu spune despre ministrul economiei că este atât de prost încât nu poate asculta mai mult de 5 minute când vorbește cineva cu el.